Am revenit după scurta pauză de publicitate și vă reamintesc că discutăm despre industria ospitalității și despre ce este important să facem noi în rolul nostru de consumatori. Iar acum aș vrea să te întreb, Alexandra, dacă sunt niște lucruri la care ar fi util să ne uităm din punctul în care suntem noi în momentul acesta, în momentul în care alegem un restaurant sau un loc în care mergem, dincolo de faptul că e important să ne uităm la produsele pe care, de unde achiziționează acele produse, la ce alte lucruri ar fi util să ne uităm, astfel încât povesteam despre acea educație, să creștem această cultură a ospitalității, să știm de fapt care ne sunt nevoile și cum putem să ni le îndeplinim. Știi, cred că e vorba, apropo de empatie de care discutam adineori, și aici o chestie de setare de așteptări. Trebuie să ne facem o viziune de ansamblu asupra locului în care vrem să mergem și să ne setăm așteptările în mod corect. Eu am avut experiența acum recent cu un restaurant foarte scump la care am mâncat și nu că e relevant că e scump, ci pur și simplu că e la nivel internațional foarte recunoscut. Și recunosc că am făcut greșeala asta. Nu mi-am setat așteptările înainte de a merge la el, motiv pentru care am fost surprinsă de cele 3 ore de ritualul la care am fost supusă, pentru că la genul ăsta de restaurante ai un tasting menu în care ești parcurs cumva printr-o serie de arome și se construiește unul pe celălalt. Acele restaurante cu stele Michelin pe care le vedem. Da, nu are stele Michelin, dar în zona aia cumva. Și cred că dacă mi-aș fi făcut temele mai bine și dacă m-aș fi documentat cu atât mai bine înainte, aș fi știut mai bine cum să reacționezi. Și cred că e valabil și pentru un restaurant din România, adică te uiți înainte pe meniu și îți construiești din start ce ai vrea să mănânci, poate să te uiți să vezi ce review-uri are pe internet, să vezi ce zic alți oameni. Deși și review-urile astea e o poveste destul de lungă, pentru că dacă sunt niște oameni care poate n-au educație culinară, sunt șanse foarte mari să dea un rating mic la un restaurant despre care poate nu au cunoștințe. Și cred că trebuie să fim pregătiți, e ca și la vinuri. Dacă încep cu vinuri foarte ieftine și foarte basic și crești, odată ce ai ajuns așa la un nivel mai sus, ți-e foarte greu să te întorci înapoi, pentru că deja gustul ți-e rafinat. Și cred că la fel e și cu restaurantele și cu lucrurile care au legătură cu ospitalitatea. Te duci pe măsură ce urci pe lanțul trofic, ca să zic așa. Noi avem o educație culinară? Din păcate aș spune că nu. Cred că e de înțeles istoria și locul din care venim și obiceiurile culinare pe care le avem noi înrădăcinate în noi, dar cred că e nevoie de mult, mult mai multă educație în domeniul ăsta și oamenii să fie mult mai pregătiți în momentul în care mănâncă în oraș. Avem așteptări foarte diferite de la mâncat în oraș. Unii se duc doar să bifeze acea opțiune de a fi fizic bine, alții se duc pentru experiență. Cred că e important să ne dăm noi seama, noi cu noi, ce vrem în momentul respectiv. Vrem doar să bifăm un lucru legat de alimentația noastră sau vrem să avem o experiență? Sunt atenți proprietarii de business la aceste nevoi pe care clienții le au sau au și ei la rândul lor o structură în minte despre cum ar trebui să fie businessul lor și le este greu apoi să revină asupra acelei structuri și să tot reevalueze feedback-ul? Și mă gândesc acum din perspectiva profesiei pe care tu o ai, cumva. Constant să urmărești un business, să urmărești un brand și să-i modifici strategia în funcție de ceea ce-ți spune piața, practic. Există mai multe abordări legate de astea. Sunt owner de business care preferă să o țină pe-a lor și eu, sincer, pe ăia îi prefer, pentru că mi se pare că sunt foarte liniari și foarte... Te duci la ei pentru un singur lucru, nu știu, te duci într-un loc pentru cea mai bună vită, te duci într-un loc pentru cea... Nu prea le amesteci. Mie îmi plac foarte mult genul ăsta de oameni care se țin cumva de strategia lor. Însă, cred că ce e important e adaptarea în momentul în care apar probleme. Adică, dacă începi să primești feedback-uri din exterior că ceva nu e regulă, atunci categoric trebuie să schimbi ceva. Și cred că ownerii sunt din ce în ce mai deschiși la nevoile consumatorilor. Depinde acum care e obiectivul business-ului. Dacă îți dorești să faci o franciză, atunci poate că te gândești mai degrabă cu o perspectivă globală și te gândești la un consumator mai global. Dacă îți dorești să faci un business care este doar pentru sufletul tău și doar pentru modul în care ești tu construit, atunci probabil că o să fii mai degrabă omul care vine și impune principiile și zici nu, eu nu servez decât cafea de origine, nu aduc decât cafea dintr-un anume lot, dintr-o anume prăjitorie și din ceva foarte specific. Ceea ce poate o franciză nu și-ar permite. Și atunci, practic, sunt aceste două categorii și de consumatori. Cei care se duc specific într-un anumit loc pentru un anumit lucru și el știe exact ceea ce își dorește, acel consumator, businessul educat, consumatorul educat, care îl alege cumva, versus cei care aleg mai multe tipuri de business-uri pentru experiență, pentru a testa, pentru a încerca.
Dacă ar fi să ne uităm la ce înseamnă educație în domeniul celor care lucrează în domeniul ospitalității, eu nu știu în momentul de față cum se întâmplă acest lucru. Există, nu știu, organizații, asociații, se întâmplă training-uri, se întâmplă cursuri, oamenii participă la asta pentru a vedea, pentru a testa piața, pentru că, știi cum spuneam și la început, sunt atât de multe studii în psihologia consumatorului și în economie comportamentală, încât cumva putem să ne dăm seama cam care sunt direcțiile, cam care e trendul, cum se întâmplă piața, nu la nivel internațional, cât, cum spuneai tu mai devreme, adaptat la ce se întâmplă la noi. Cred că e... Am uitat întrebarea. Întrebam dacă cei din industria de business se educă în direcția asta. Există acum un trend de cât mai multe conferințe, cât mai multe training-uri și workshop-uri în care oamenii pot să se educe. Deci există o zonă asta din ce în ce mai mult. În ultimii 2-3 ani au început să crească toată zona asta. Ce nu există deocamdată e partea de educație a consumatorului. Adică există foarte mult pe zona de specializare a omului care lucrează în ospitalitate, dar există foarte puțin pe zona de eu ca și consumator normal, de unde pot să aflu lucruri despre industria asta, cum pot să mă informez. Și între timp au mai apărut podcasturi, au apărut tot felul de emisiuni care explică lucruri de genul ăsta și care creează cumva un soi de fereastră între cei care fac partea de ospitalitate și consumatori. Și pe de altă parte, cred că cei din ospitalitate poate ar trebui să-și asume un pic lupta asta, pentru că ei stau acolo și zic, nu, eu mă chinui să fac cea mai bună vită, eu mă chinui și mă studiesc, dar nu zic asta spre exterior, nu merg către consumatorilor să le explice, uite, eu vreau să fac asta, vreau să fac ceva pentru tine. E canalul ăsta de comunicare cumva undeva e bruiat și mi-ar plăcea foarte mult să existe poate cineva care să medieze canalul ăsta. Cum se poate întâmpla asta? Cum se poate, de exemplu, eu în rolul meu de consumator, dincolo de feedback-ul, dincolo de acel proces de comunicare pe care pot să-l deschid împreună cu sau în cadrul locurilor în care merg să consum, ce altceva mai pot să fac? Poți să mergi să discuți cu bucătarul care ți-a făcut mâncarea, să-i spui pe de-o parte când a făcut ceva bine, să-i mulțumești și să îl faci și pe el să se simte apreciat, sau poți să-i spui, să-i transmiți un feedback negativ. Poți să citești lucruri legate de alimentația ta, de, nu știu, poate nutriționiști, îmi vine doamna Simona Tivadar în minte, tot felul de lucruri care... Cred că legat de modul în care ne alimentăm noi. Dacă ne informăm acolo, după aia o să fim și mai riguroși cu restaurantele la care mergem. Nu știu, dacă descoperi că ai nevoie de o nutriție bazată pe proteine, atunci cu siguranță o să te uiți în locuri în care se aduce o proteină de calitate și poate la restaurantul la care mergi o să-l întrebi de unde e carnea pe care o consumi. Adică cu cât devenim noi mai atenți legat de propriile noastre nevoi și de organismul nostru și ce vrem noi să mâncăm, cu atâta și o să fim și mai riguroși și în relația cu restaurantele. Și trebuie de unde vine. Iar apoi, dacă este să discutăm despre ce ziceam mai devreme, a crea această punte între consumator și între cel care este ownerul de business. Ne putem gândi la platforme, la cineva care să medieze asta, ne putem gândi, nu știu, la workshop-uri care se pot desfășura în direcția asta, sau ne putem gândi, cum ziceai, sunt podcasturi acum pe care putem să le urmărim. Unul dintre podcasturi este Pinch of Salt, cel pe care îl realizezi tu, și ce faci acolo este că de fapt îi aduci în studio pe oamenii care au ceva de spus în această industrie. Și dacă mi-amintesc bine, nu numai oameni care au business-uri în domeniul culinar, ci ai avut la un moment dat un podcast cu cei care fac farfurii, am uitat cum se numesc, farfurii comestibile, de fapt. Și e un mesaj pe care vrei să-l transmiți, dincolo de faptul că e important să ne uităm la mâncare, e important să ne uităm la tot angrenajul. Da, unul dintre podcasturi a fost pe subiectul acesta. Cred că nu conștientizăm cât de multe farfurii se aruncă la to-go, mâncarea la to-go sau la delivery, cea care vine acasă. Și, din nou, asta ține și de educația noastră, să pur și simplu să conștientizăm că în fiecare zi sunt mii, poate chiar milioane de comenzi care sunt livrate acasă, în materiale care nu sunt reciclabile și care țin doar de o decizie foarte mică pe care putem să o luăm noi. Să vorbim cu restaurantele de la
care comandăm să folosească niște ambalaje care sunt mai de bună calitate sau care sunt biodegradabile. Dar, din nou, ține de a ne asculta noi pe noi și de a fi atenți la mediul înconjurător, pentru că ei nu o să schimbe dacă nu venim noi spre ei să schimbe. Și acum că spuneai despre asta, mi-am și amintit de un business care le folosește, așa să nu spunem numele, care le folosește în acele festivaluri în aer liber. Și mi-ar plăcea acum să povestim un pic despre asta, pentru că este un trend. Nici nu-mi dau seama unde suntem pe trend în momentul ăsta, dacă suntem mai la început sau suntem pe pantă descendentă când vine vorba de aceste festivaluri culinare în aer liber. Și mi-ar plăcea puțin dacă ai putea să ne dai câteva sugestii, tot din categoria educației și în ceea ce le privește pe acestea, pentru că mergem acolo, vedem o mare de opțiuni, o mare de oameni care stă la cozi infernale să mănânce ceva și de foarte multe ori nu știu la ce stau la rând. Și poate că ne-ar ajuta un pic să o educați și din punctul ăsta de vedere. Pot să spun care e experiența mea legată de... Eu merg numai în locurile în care știu exact ce se întâmplă în bucătărie, pentru că mi se pare foarte important să știi cine îți gătește, ce îți gătește, ce ingrediente și ce filozofie are, pentru că de obicei peștele de la cap se împute. Și legat de festivaluri, eu aș alege locurile în care cunosc tipul de business care e acolo. Adică mai degrabă m-aș duce către un owner care își închide la ora 7 sau în momentul în care își termină ingredientele și aș încerca să mănânc acolo, pentru că îmi dau seama că are o filozofie de viață foarte puternică și dacă omul ăla închide în momentul în care i s-a terminat stocul, e clar că mie o să-mi livreze ceva de foarte bună calitate, pentru că el ține la produsul lui. Adică dacă nu folosește restul, ce i-a mai rămas, să inventeze rețete în momentul... Exact, exact. Adică și business-ul locale, aș încerca să mă duc către cei care știu sigur că încearcă să contribuie ceva la zona locală și poate mai puțin către lanțuri mari care știu sigur că au un proces poate mult mai accurate și mult mai bine pus în spate, dar pe de altă parte mă îndoiesc că produsul pe care îl livrează este la calitate la care eu mi-aș dori eu să fie. Alexandra, îți mulțumim tare mult pentru prezență și ne bucurăm că am avut cumva o perspectivă acestor business-uri în domeniul culinar și din spatele business-ului, cât și din fața business-ului, adică a noastră în calitate de consumator. Mulțumim tare mult. Okay. Și pentru că este o misiune în care am discutat despre business-uri, prietenii noștri de la pagina de psihologie ne oferă o carte, iar cartea este Măștile masculinității, fără să ne gândim la faptul că femeile n-ar putea să facă business-uri, însă pe pagina noastră de Facebook puteți să o câștigați pe aceasta, trebuie doar să intrați acolo să vedeți cum puteți intra în posesia ei. Am aflat azi câteva lucruri care țin de povestea din spatele locurilor pe care le frecventăm pentru experiențe culinare, dar și pentru a petrece timp alături de cei dragi nouă. De câte ori v-ați gândit de ce alegeți un anumit loc, cum reușește el să vă atragă, iar apoi de câte ori v-ați gândit cum ați putea ajuta la îmbunătățirea serviciilor pe care le primiți pentru a vă putea bucura și mai mult de timpul liber pe care îl aveți. Despre toate acestea am discutat azi alături de Alexandra Crăciun. Până la ediția viitoare vă doresc o săptămână cât mai ușoară. Numai bine!